Bună dimineața, s-aud păsărelele. Bună dimineața, prieteni, bine v-am găsit la PGDD 4, cred că e. Am vrut să fac un PGDD astăzi mai special, dar nu l-am făcut. În care voiam să vorbim despre învățământ. Apoi m-am uitat un pic în recomandările voastre, părere despre ce s-a întâmplat în 2020 și mentalitatea oamenilor când a fost coronavirus. Apoi aveam despre scandalul cu CSA și FCSB. E un subiect foarte lung și gândește-te că se bat niște percepții în cap, să zicem, niște percepții ale unor suporteri denumiți țărani. În schimb, l-am ales subiectul propus de ISPAS sau ISPAS. Spune un subiect despre pariurile și jocurile de noroc. Nu știu dacă este un subiect destul de bun și dacă ai multe de spus. Băi, am 2 secunde. Băi, chiar am. Culmea face chiar să am. De ce? Pentru că am muncit 4 ani de zile la Fortuna. La casa de pariuri Fortuna. Știți foarte bine treaba asta și am ceva de zis. Există mafie? Există mafie. Există o mafie a pariurilor? Există mafia pariurilor. Pentru cine nu știe, eu am lucrat între perioada 2015 sau 2016 până în 2019 septembrie. Am lucrat la casa de pariuri Fortuna, cea care a fost în 2018, când eram și eu acolo. Bineînțeles că nu era meritul meu. A luat premiu pentru cea mai bună casă de pariuri din Europa. Deci nu România, în Europa. British Gaming Award, nu știu ce doamne era temerea. Înainte să începem discuția asta mai lungă așa dimineață, boys, luați cafeluța, țigărușa, dați like-ul, share-ul de rigoare pe story sau pe Facebook, ăla pe Facebook ajută cel mai mult pentru că am cel mai multe surse externe din Facebook vine și mă ajută foarte mult. Așa că dacă ați făcut toate treburile astea, îi dăm bătaie, nu? Cumva noi, nu știu dacă v-ați dat seama, suntem o țară dependentă. Mamă, deci aveam niște idei, voiam să fac ceva despre voiam să fac ceva despre învățământ. M-am ajuns la mafia pariurilor. Cum am ajuns la Fortuna? Foarte simplu, eram jucător. Mă jucam bilete. Și la un moment dat, fiind aici în comună, cum îi zic eu, și alți 10.000 de oameni, dar e de fapt oraș ca să plătim taxe, băi, am fost și jucător. Și eram jucător de genul, băgam 10-20 de lei la bilete. Îmi făceam un bilet, 2-3. Apoi am început cu greci, polonezi, la loto. Și fiind pasul foarte mic, te tentau și sloturile, știi? Să te joci și de la sloturi, că părea așa. Bați 10 lei, apeși niște butoane și poți să scoți 50 de lei, de 5 ori bani, frate. Wow! Nu era așa. Unul la mână. Când m-am angajat la Fortuna, am vorbit cu cineva de aici, am zis, bă, că fix când mi-am pus un bilet odată, am întrebat-o pe fata care lucra atunci pe Libia, nu știu să mă angajez aici, ce trebuie să fac? A, păi nimic, unde te ajut eu? Eu nu știam treaba asta, bă, mi s-a părut super, ok, mă ajut tu, ok. Cine nu vrea moca să răbucești, gen, să nu depui efort și să primești ceva, toată lumea vrea. Fratele vostru a făcut un CV-ul, bam, mi l-am adus, l-am trimis pe mail, l-am adus și fizic, l-am dat și pe mail, el a dat mai departe și după vreo câteva zile, cred, am fost sunat. Mie mi s-a portat un super, super smechel, pentru că, bă, frate, ia uite, bam, înseamnă că i-a plăcut CV-ul meu, bine. Era un CV făcut pe Europass, trasă mă pieptene pe mine. Mă sunase că cu alte motive, de fapt. Mă rog, cu alte motive. Să mă angajez, dar cu alte motive. Și m-am sunat, păi, m-a sunat omul care s-a ocupat atunci. Să vin la undeva pe la Ștefan cel Mare să fac interviu. Eu aveam tatuaje, eram foarte speriat de treaba asta pentru că mi-a întipărise multă lume în cap că nu o să fac nimic dacă am tatuaje pe mine. Și știu că era vară, era cald afară și m-am dus într-o bluză, frate, ca să aveam doar tatuaje aici, asta. Doar ce vedeți aici, mâna asta, aveam tatuaje, aveam un pic pe piept. Și m-am dus
acolo. Acolo, mare mirare, mai erau mai gen vreo trei fete, una care a mai fost la Fortuna, a venit la reangajare, să zicem, și trebuia să facem un training. Am făcut trainingul ăsta să nu vă plictisesc cu formula de angajare la Fortuna. Am făcut trainingul ăsta și ne-am văzut de treaba noastră, bineînțeles. Am luat trainingul toți, te învăța acolo chestii basic, adică prescurtări la tasatură, pronosticurile, prescurtări la tasatură, prescurtări pe ofertă, că despre ofertă să vorbea. Regulile principale, ce faci în caz că vine controlul, pentru că am prins controlul la început, era, mamă, mai știu cum îi chema pe aia, Modoran. Dacă a lucrat cineva la Fortuna, să-mi spună și mie, dacă mai țineți minte pe băieții a doi. Era un alt și chirios, masiv, mare, și la altul mic, eram și ce luptător, să luptase pe MMA, ring, box, nu mai știu, și umbla mereu un scat de aia de cucalar. Am fost angajat foarte repede, am trecut trainingul foarte repede și am fost repartizat undeva pe șoseaua Pantelimon, unde am făcut și primele mele manevre. Nu știu dacă o să-ți mai răspund exact la melodie, la întrebarea asta, cum mi-am dat seama că eu m-am luat cu altceva. O să zic experiența mea din pariul, Raul, să știi. Bine, vorbim un pic și despre mafia aia, că am niște chestii de zis. Bun. Și m-am angajat la Fortuna, bineînțeles că nu a contat în ultima zi de training, când am dat testul, m-am dus într-un mai eu și pe băiatul ăla de la training, pe Alex Georgescu, salut, dacă vezi treaba asta vreodată, nu l-a interesat, n-avea de ce. Bă, și am fost angajat, am semnat contractul, a fost tot ok, m-a dat pe... tu-s musca, mătii. Am fost repartizat undeva pe șoseaua Pantelimon, aproape de casă, să zicem, aproape. Eram, mereu m-a ținut managerul meu, eu l-am avut pe Florin prima oară manager, mereu m-a ținut aproape de casă, să zicem. Mi-a dat agenții care puteam, la care puteam să ajung ușor cu Maxi Taxi și să plec ușor cu Maxi Taxi, să nu folosesc taxiul mereu, pentru că na, nici lor nu le era bine dacă eu mă plângeam și aveam un disconfort sau aveam, ajungeam greu la muncă, puteam să întârzi și astea, era Fortuna, dar chiar dacă întârziai 10 minute, 20 minute, o jumătate de oră, asta însemna dublu, pentru că tu trebuia să deschizi agenția, nu puteai să zici că intrai la 10, că ăsta era programul, 10 dimineața, 10 noaptea, nu puteai să zici că ba, ajung și la 10 fix. 10 fixul ăla era de fapt un 10 jumate când deschizi agenția, pentru că trebuia scoasă ofertă, trebuia făcute actele, trebuia făcute mai multe chestii. Am fost angajat acolo și am dat prima dată ochii de prima mea tranșă de... am dat cu ochii de prima mea tranșă de clienți. Dacă nu știți zona aia de la secția nouă de poliție acolo la Morarilor, e vestită pentru câțiva clienți acolo, între care și... mă, nu mai știu cum, Mihai Nebunu. L-au dat ăștia și la televizor că a vrut să agreseze un copil, mă rog, mamă, l-au bătut aia la poliție zi de zi, mâncați și gata. Bun, băi, era frumos acolo că era o gașcă mare de oameni care făceau șprițuri, făceau maturi, da? Și șmecher. Na. Să duceau la petreceri la aia și erau și câțiva oameni de acolo, gen mai și mai și mai șmecher, să zicem, adică cu funcții, nu trebuia doar să ai bani și mașini și să te cunoască lumea. Ei aveau și funcții, culmea, în Federația Română. Apoi m-am mutat foarte rapid în Pantelimon, în comună, în orașul Pantelimon, unde stau acum. Agenția era vreo 2 minute de mine, de mers pe jos. Și atunci mi-am dat seama de ce m-am angajat așa de repede. Pentru că toată lumea fugea de agenția asta. Toată lumea fugea de comuna Pantelimon, pentru că unul la mână nu avea cu ce să plece seara, doi la mână, clienții de aici sunt foarte... foarte dificil, să zicem, ultra dificil. Și e normal că te plimbi prin alte agenții, observi că lumea liniștită vine. Eram în agenții, uite, de exemplu, la piața muncii, venea omul, intra pe ușă, bună ziua, se ducea la masă, scria 5-6 meciuri, venea cu biletul, îți dea biletul. Venea un om, își făcea greși polonezi, bună ziua, spunea la masă, îți dea greși polonezi, spunei, bam, pleca și vedea de treaba lui, se juca la aparat ușor. Aici,
Aici, în Pantelimon, sunt vreo 7-8-10 lăcuste care stau mereu, frate. Și țipă, și zbiară, și urlă, și vorbesc. Nu înțeleg că avem și noi nevoie. Ei au un hobby, oricum. E, bă, dar am venit la pariul, frate. Lasă-mă să fac ce vreau. Diferența asta dintre comună și oraș. Da? Am zis mai cizerați acolo. Bun, și fiind foarte dificil agenția asta, avea câteva probleme când am venit eu. Nu vreau să-mi asum credite pentru anumite chestii pe care nu le-am făcut. Unul la mână ar fi fost că se spărgeau aparatele, se dădea foarte tare în aparate, se spărgea aparatele. Doi la mână, clienții cam dictau meciuri. Eu n-am avut niciodată problemă cu treaba asta. Doar că cum îi înveți, așa ți crește, așa îi ai. Și am zis, bă, hai să schimbăm un pic. Și automat am încercat cu vreo 3-4 oameni mai influenceri din agenția asta, care aveau impresie, ce ai venit tu mai ce să faci regulile, noi așa am obișnuit noi, las că facem noi. Bine, tot eu am avut câștig de cauză, că i-am ținut de mai direct. Vrei să pui bilet? Na, scrie-l. Ha, mă, mă și scuipau pe geamul ăla pe acolo, bine, scuipau pe geam. Mă, înjurau, mă scuipau, dar biletul tot nu-l puneau. Tot ca mine era. După aia am început, le-am chemat bigesul, bine. Le-am chemat bigesul la... vreo 2. Nu înțelegeau. Și apoi au înțeles și ei, bă, că nu se poate. Nu se poate, că sunt și eu unul cătare. Și s-au schimbat chestiile. Au început să mă împrietenesc și cu ei. Le-a plăcut de mine pentru că mergeam mâna. Nu le-a plăcut de mine pentru că fumam mult. Stăteam mult la țigară afară. Aveam un colegă care nu fuma, Onica. Și care... Oni, dacă vezi clipul ăsta, nu e de rău. Nu a avut niciodată interesul cumva sau nu știu cum să-i explic, că nu vreau să o supăr pe ea dacă aud de treaba asta. Bă, era ca Dobrin. Încet și foarte încet. Love you, Oni, nu e de rău. Eu eram agitat, frate. Eu vreau să pun repede biletul, să plece omul, să mai apuce și ăla, să... chestii de-astea. Ea, într-adevăr, nici nu avea de ce, pentru că nu avea de ce să te grăbești. Punea biletul ușor, îl aștepta pe om. Eu nu vreau să creeze coadă mereu. Și a început să le placă de mine, pentru că le puneam bilete repede, eu le mai dădeam sfaturi, eram și jucători cu ei odată, îmi băgam și eu bilete cu ei odată. Da, să făceau treaba asta. Regula principală la Fortuna era să nu spui bilete tu. Dacă te-a prins cu biletul, te-ai dat afară direct. Numai că prostul de Alex nu era chiar atât de prost. M-am gândit eu un pic, mă, cum aș putea eu să-mi pun un bilet fără să mă dea ăștia afară să mă vadă pe camere? Că aveau 5-6 camere pe agenție. Foarte frumos! Mă împrietenesc cu clientul, punem biletul clientul, îl fac și-o de două ori și-l pun pe client să mi-l arunce în coș sau să-l ducă la baie, nu? Sau să mi-l dea afară, în afara razelor de cameră. Deși sunt alții care și-au pus bilet și au lăsat biletul pus, s-au apucat să șteargă masa și imprimanta de bilete și când a dat cu aia, a dat să iasă biletul și l-a prins așa, gen, ștergea și l-a prins și l-a mototorit și a șters cu el în mână, dar tot a fost văzut, că n-ai cum să maschezi așa ceva. Experiența la Fortuna. Apoi am schimbat undeva la 16 agenții mâncava și gura voastră. Deci am fost calul de bătaie, eu și cu încă câteva persoane. Am fost caii de bătaie, adică unde nu avea om, unde în glina, în... Mamă, dar unde am fost, mă, mâncați și gura? Dar deci am fost Pantelimon, am fost Cernica, am fost... Pe Pantelimon am schimbat, deci în comună am fost Cernica, în Pantelimon, pe șoseaua Pantelimon am fost așa, am fost în capăt, am fost la Murarilor înainte, la Murarilor după, am fost la Delfinului, la Mega Mall, am fost la Iancului, am fost la Ritmului, am fost la înspre Tei încolo, am fost la Avion, sunt 10, am fost la Republica 11, am fost la Traian 12, am fost la Basarabia 13, am fost la Diham 14, am fost la, am zis o pasta de dor, nu, la Diham, am fost la, cum îi ziceam acolo, la Muncii 15, că sunt 2, 16 voluntari, nu mai știu unde am fost, dar știu că am mai fost, am schimbat vreo 16 agenții, am fost calul de bătaie, frate. Eram ăla care îl trimitea unde era mai rău. Am fost în Cernica să-mi iau briceag în picioare, ești nebun. Au venit 4 talibani, bă, dezbrăcați,
Hai viața mea, băgă și 5 lei la aparatul să faci și noi ceva. Cu semințe, cu dalea. Să juca pe 10, dădeam dublaj în 3 lei, despărgea poate. Bă! Japonia! Ce? Ce faci? Mă jur la aparat, ce te joci, băi? Dă frumos că te dau afară. Bine, și eu înțepat, știi? Că dacă omul vine înțepat și face treburile astea, ești tu înțepat, nu? Dar că vorba dulce mult aduce în treaba asta. La Cernica, că cine pula mea ești tu că să vezi că te fac, că te drec și te-am afară la țigară cu ei, că Cernica e mică. Mă, de unde ai venit tu? De unde ai tu figurile astea? Îmi ziceau mine. Am zis, bă, trebuie să am niște figuri. Dacă vezi că m-au trebuit ăștia aici să lucrez, eu vreau să fiu prieten cu voi, nu mai trețează de fata aia. Peste tot, în Fortuna, în orice casă de pariuri, când vine altcineva în agenție, chiar dacă e provizoriu, toată lumea bârfește pe celălalt. Pe celălalt lucrător comercial. Că asta eram, lucrător comercial, nu operator calculator. Bun. Că m-am angajat eu, era 1310 lei sau 1210 lei, 1210, că nu mai știu dacă mi-au mărit la un an, 1210, plus bonuri de masă, plus niște bonusuri de la aia, ajungeai la 15 milioane încurați și bonuri de masă și șpagă. Bă, într-adevăr, la Fortuna, eu vorbesc de Fortuna și, că și Superbetul e la fel de bun, să fac. Bă, nu să fac. Paga să face. Cred că sunteți curioși de niște chestii. Nu o să vă dau multe detalii. Care e cea mai mare șpagă pe care am primit-o? 10 milioane, eu direct pentru mine. 10 milioane. M-a luat de țâță, bine că nu vedeți pe live. Ia uite-mă pe mine, pe live, pe filmare. 10 milioane i-am primit eu. Ce mi-am mulți bani într-o lună adunați din șpagă, n-a fost chiar șpagă, a fost arsură, 60 de milioane. Era cineva care scotea bani și nu-i vrea pe loc și na, mă punea să-i trec pe foiță. Scotea 35 de milioane, 70 de milioane, 29 de milioane, 35 de milioane, se strângea vreo 2-300 de milioane și în loc de 210 puneam și 200 în cap. Și tot așa. Și atunci mi-am făcut chestii improvement la calculator, țin minte. Hai să facem așa, să ținem firul ăsta narrativ. Cea mai rea agenție, Pantelimonul. Asta mi s-a părut cea mai rea agenție, Pantelimonul. Cea mai frumoasă agenție ritmului, Ioana, nu vezi clipul ăsta, te salut. Aveam cea mai bună colegă care știa că pierde dacă îmi ia apărarea și avea nevoie de bani și asta și își pierdea bănurile de fiecare dată, gen de fiecare dată. De două, trei ori și le-a pierdut pentru că m-a acoperit pe mine și am fost băiat cu ea. Cel mai bun coleg, cea mai bună colegă, Onica din Pantelimon, kisses, cea mai bună colegă, hai să mâncăm, mâncăm. Deci noi mâncam la fiecare 12-1 după amiaza, mâncam cava și gravastă, comandă frumos, aoleu. Și manevre multe. M-am jucat foarte mult când de la Fortuna, și la sloturi și la pariuri și în timpul programului. Asta era problema, că eu plecam din timpul programului. De-aia mi-a plăcut mult de Oana, pentru că Oana mă acoperea mereu și ea. Eu plecam din timpul programului, mă duceam până la Superbet, cine știe, în bantele mână în jos. Mă duceam la Superbet, îmi puneam bilete, mă jucam șururi 5, 6, 10, 20 de milioane, 40 de milioane, 70 de milioane, 80 de milioane din căcat. Un milion, două, trei cât aveam. La sloturi mai și făceam bani, mai nici nu făceam bani. Mi-aduc în minte de o fază, eram cu Livia, care nu prea îmi dădea voie să plec. Îi se zicea șefa. Era un pic mai tipa care m-a angajat pe mine și am apucat să fac o tură cu ea. Și ca să vedeți cum e faza, seara la 9, n-am mai rezistat, știi, n-am plecat de toată ziua, eu plecam de 3-4 ori din agenție. Și am zis, bă, Livia, zic, uite, mă las să mă duc să-mi pun și un bile la Superbet? Zice, da, Alex, da, du-te. Nu trebuia să-mi dai voie, dar să nu se supere că era colega mea. M-am dus, mi-am pus biletul la Superbet, am băgat și eu un milion, țin minte, l-am dat pe 200 pe șeptar și am luat 5 șeptari, 10 milioane la coroane, simpli, jos. Și băiat finuț, când m-am dus, i-am luat și eu un pachet de țigări și un cola. Ce e alea asta? Zic, ei, ai câștigat, nebunule. Da. Cel mai bun manager? Bă, m-am înțeles bine cu amândoi, mai bine eu vă zic managerii, de parcă i-ați cunoaște voi. Eu m-am simțit bine cu mai toți pe care i-am cunoscut, dar mi-a plăcut foarte mult Florin Tulei, pentru cine îl cunoaște, dacă ați lucrat la Fortuna. Bă, să-mi spuneți, dacă ați lucrat la Fortuna, să-mi scrieți în comentarii și mie. Apoi am avut pe Georgian, care fi mai puști, mai necopt, avea așa o doză de autoritate, nu prea știe el multe chestii sau dădea impresia că nu prea știe multe chestii, era un pic pierdut în spațiu așa și la un moment dat se enerva, știi, cu oamenii că, na. Te enervezi, oamenii te enervează. Bun. Cum am plecat de la Fortuna?
o bună întrebare. Toată lumea ar zice, bă, ai plecat pentru că făceai YouTube și na. Nu, am rezistat un an jumate în paralel. Făceam YouTube și munceam de la 10 dimineața la 10 noaptea. Și veneam acasă și făceam live-urile alea de la 11. Mai țineți minte? Live-urile alea de la 11. Și am muncit un an jumate în paralel cu YouTube-ul. Și la un moment dat m-am mutat din Pantelimon, frate. Mie îmi convenea foarte mult pentru că mă mutasem aici la 2 minute de agenție și îmi convenea pentru că nu mai pierdeam timp, puteam să vin și eu repede, 10 minute acasă, faceam și live-ul mai devreme un pic și m-am mutat în oraș iar. Și nu am dat un motiv clar, ci că plecam din agenție. Eu l-am înțeles pe el, mai că m-a mințit, mi-a zis, domnule, te duc o săptămână, două acolo și după aia te întorc să te cumințești. Și eu am zis, bine, m-am dus, am stat exemplar acolo două săptămâni. Și mi-am dat seama că aveau ceva, gen, voiau să obțină ceva. Acel ceva pentru mine însemna că eu nu mai calc în Pantelimon în agenția asta. Și au început să mă plimbe, atunci am schimbat multe agenții, mă trimiteau unde n-aveau nevoie. Și am ajuns la capătul 14 acolo, lângă Lucian Blaga, cine știe agenția, cu un băiat Dan, care dădea cam tot raportul despre mine. Eu mă șcam pe telefon online, sloturi. Și el zicea tot. Și pe de altă parte mi-mi spunea că îl doare în ciocandă ce zice ăla. El doar urmează regulamentul. Și nu a fost așa. Deci așa am plecat. Și m-am mutat în multe agenții și am zis la un moment dat, bă frate, zic, nu mi se pare normal, știi? Începusem să-mi pierd răbdarea, știi? Și nu mai țineam nici cont de ce zic ei. Făceam treaba așa, purtam nasol cu clienții. Da, nu prea aveau ei de pierdut săraci, dar de câștigat. Nu aveau ei vină. Dar fiind, da, așa era atitudinea mea atunci, așa am zis, ok, bine. Hai să vorbim de niște chestii care s-au întâmplat cât timp eram la Fortuna și au fost un pic dubioase. Unul la mână, cea mai dubioasă chestie, că au venit niște băieți de la FRF, am zis, în PGDD-ul trecut, nu, acum două PGDD-uri. Fortuna a dat cea mai mare cotă pentru Răzvan Burleanu când a candidat la președinția FRF. Și au venit niște băieții, pe lângă ea, de la FRF, care au pariat pe ăsta și au pus o sumă foarte mare de bani fără niciun stres pe Burleanu, că au informații. Unul la mână, doi la mână, sunt niște băieți din Fortuna care joacă și joacă puternic, adică joacă pentru Fortuna, unul la mână, adică nu știu cum să înțelegeți voi. Nu e ca și cum, să zicem, uite, șeful de la Fortuna ar trimite pe cineva să parieze, e logică, și ia singur banii. Nu, sunt niște, că și cotele astea sunt bookmakeri care le fac, dar nu vin cotele astea din burtă. Sunt niște oameni specializați pe treaba asta care fac cotele alea. Numai că oamenii mai joacă și ei, până altcineva. Și s-a pariat pe un Real Madrid-Levante acum 2 ani, cred. Mamă, cine știe Realul bine, să-mi zică și mie, cred că Levante era. Real Madrid cu cineva. A fost un 1 pauză 2 final, vreo 70 cotă. Și s-a pariat în Fortuna 1 miliard. Pe 1 pauză 2 final, să conducă Realul la pauză, să-i întoarcă ea la final. Și bineînțeles că aici s-a câștigat 71 de miliarde. Sau 70, mă rog, cât că a avut cotă 70. Problema e că ne legăm de ideea asta lui Raul. Există mafia pariurilor? Există, frate. Gândiți-vă cât s-a pariat în afară. Gândiți-vă club care e al Madrid, da? 1 pauză 2 final, cotă 70. Poate în afară a fost 80, 90, 100, că cotele diferă. Gândiți-vă așa. Real trântește un meci, 1 pauză 2 final, să pariază 1 milion de euro. Bă, doar atât, 1 milion de euro, frate, în club. E puțin, să poate paria și mai mult, dau un exemplu. Și s-au luat 71 de milioane de euro. Easy money. A trântit un meci în tot sezonul. Dacă trântești când ai 7-10 puncte avans față de urmăritoare și ești pe primul loc, îți permiți să trântești meciul ăla, nu știe nici pulea, nici sulea, ai trântit meciul ăla, băiețaș, ai luat 70 de milioane de euro, când vine vara, cumperi un Neymar, cumperi un Cristiano cu 100 de milioane, așa se fac banii de transferuri, boys. Și sunt multe, multe exemple în care mafia își bagă coada, să zicem așa. Ca să nu cadă prost, nu vorbesc despre ele, dar sunt cu ochiul liber, le vedeți. Plus că
primul argument și cel mai tare, nu vedeți că toți sponsorii de la pariuri, de la echipele de fotbal mari și mici au devenit case de pariuri? Mai ales Fortuna parcă avea cu Naționala România acum, ce dracu se mai întâmplă? Și cu tot campionatul aveau Fortuna pe piept. Jetsbet, Stanleybet, Superbet pe tricouri la fotbaliști. Păi când te sponsorizează o casă de pariuri, cam ce pretenții vrei să ai, să nu trântești meciul și de-astea? Bine, acum nu toată lumea face treaba asta, zic eu, dar e obvious. Mă gândeam să vă mai zic ceva, dar nu mai știu ce dracului, că e dimineață, nu mai e dimineață pentru mine, m-am trezit bine. M-am trezit la 12:44, urmează să mergem la dentist, așa că asta a fost aventura mea în Fortuna, asta e ideea cu mafia pariurilor. Există, frate, știu, există, nu ai cum să nești treaba asta, sunt destul de mulți pariori care pariază pentru anumite ganguri de oameni, de categorii de oameni. Voiam să vorbesc despre învățământ, am vorbit despre chestia asta. Poate la următorul o să vorbesc, dacă îmi fac un pic curaj, așa, să dau niște informații despre mine. Dacă vrei și voi să-mi spuneți în comentarii, o să vorbesc despre dependența de jocurile de noroc, pentru că am trecut până asta, știu ce înseamnă, doare, dar e reală. Și dacă vreți să vă dau niște sfaturi cum am putut să trec peste, cu cel mai mare drag, dependența de pariuri, dependența de sloturi, pentru că și dacă jucați online cu skin-uri pe CSGO, tot căcatul ăla e. Așa că o să facem separat episodul numărul 5, dacă vreți, cum am apucat eu, cum a fost în floare dependența asta și cum s-a stins dependența asta. Și cum am trecut peste ea. Nu uitați, follow pe Instagram la Jegosul Suprem, că sunt activ acolo zi de zi. Bă, de ce mă bulbui mereu la treaba asta? Follow pe Instagram la Jegosul Suprem, că sunt activ acolo zi de zi. Like la acest clip, subscribe dacă nu ești abonat, cu clopoțel. Dă clipul ăsta mai departe, boys. Vă pup, fratele, share-ul ajută cel mai mult.